Autoritățile din țara noastră sunt în stare de alertă după ce bucăți dintr-o dronă rusească ar fi căzut pe teritoriul României. MAPN s-a autosesizat de urgență și a trimis specialiști la granița cu Ucraina pentru a investiga situațiile semnalate. Noi am acoperit o zonă foarte mare, inclusiv zona despre care au fost discuți în spațiul public și confirm că s-au găsit bucăți care ar putea fi o dronă, a declarat ministrul apărării Miercuri. Angel Tâlvăr se află Miercuri în locul unde au fost descoperite bucățile de dronă. În zona localității Plaurul de pe malul românesc al Dunării, vis-a-vis -vis de portul ucrainean Ismail, atacat de ruși cu drone în repetate rânduri. Declarația ministrului vine după ce autoritățile de la Ministerul Apărării până la președintele Claus Iohannis au negat ferm că vreo dronă trimisă de ruși împotriva porturilor ucrainiene de la Dunăre ar fi căzut pe teritoriul României. Pot să vă spun că nu a existat nicio piesă, nicio dronă și nicio altă parte a vreunui dispozitiv care a ajuns în România. Noi avem control total asupra spațiului nostru național. Am verificat absolut tot și pot să liniștesc populația. Nu a existat nimic ce a ajuns în România, însă da, suntem îngrijorați fiindcă aceste atacuri au loc la o distanță foarte mică de granița românească, a declarat marți președintele Iohannis. Ministerul Apărării a negat faptul că drone rusești ar fi căzut pe teritoriul național și a făcut-o în cunoștință de cauză pentru că suntem prezenți prin tot ce înseamnă capacitățile menite să avertizeze și să monitorizeze situația din zonă. Motiv pentru care informațiile pe care noi le dăm sunt semnul acurateței și al corectitudinii, din toate punctele de vedere, a declarat luni ministrul apărării Angel Tâlvăr. Precizările oficialilor români au venit după ce Ucraina, prin vocea ministrului de externe Dimitro Culeba, a declarat în repetate rânduri că o parte din dronele cu care Rusia a atacat portul au căzut pe teritoriul României, relatează digi24.ro.